Bună dimineața tuturor, 7 și 27 de minute arată ceasul. O familie și-a transformat câinele în ceva extraordinar. M-a pus pe gânduri treaba asta. Nu, mi se pare foarte sick, dar este na, foarte sick. După ce a murit, deci câinele a murit, un golden retriever din Melbourne, nu l-au făcut kangur, în primul rând. De ce, mă? Au angajat o companie pentru a-l transforma pe animăluț în... nici nu știu cum să spunem asta, vreau, tot evit. Ok, trebuie să o zicem, aia, scoatem bandajul. Nu, uite, hai să zicem ce a zis Madi. Madi, care deține ce? O companie de taximetrie. A explicat... Taxidermie, mă. Taxidermie? Așa da, se numește? Da. Da, e un pas atât de mic între taximetrie și taxidermie. Eu știu. Nu, mă, adevărul că nu sunt prostănac, dar sper că v-am amuzat. Nu am vorbit când m-am gândit să o fac pe Ibița, să o împăiez. Știam că așa se numește. Uite, ne întreabă și oamenii pe WhatsApp dacă l-au împăiat. Nu, măi! Nu l-au împăiat, e mai rău. Hai, gata, ce credeți că au făcut cu un golden retriever? L-au transformat într-un covor ornamental. Băi, dar stai un pic. Uite un pic, eu nu sunt de acord. Să-l calci în picioare când el s-a pupat, a lins pe față. Eu nu sunt de acord nici cu covoarele ornamentale, cu urs și cu... Da, uite aici cu urs, că a fost la Eurovision. Da, sau vulpi. Vulpița. Nu, că rămâne Viorel singur. Ai călcat-o pe vulpița în picioare. Transformă pe toată lumea în covor. Băi, dacă ai fi un supererou, ai fi covor, man. Deci nu, man. Este foarte... Deci oamenii ăștia sunt bolnavi, în primul rând. Da, adică, da. Asta cu împăiatul, eu pot să înțeleg, să-ți împăiesc chip. Eu nu pot să înțeleg nici pe asta cu împăiatul. Okay. Mi se pare... Adică n-ai... De ce ai vrea să fie animăluțul tău pe care l-ai avut mereu viu păi lângă tine? O să pară viu, dacă îl pun pe aspirator din ăsta de se mișcă până casă, o să se și miște. Doamne, te rog, păi, nu îl lipesc de aspirator și dau drumul nu la aspirator, face detalii. Și curat, se plimbă șchinele. Nu, e ok. E foarte bine că bai în viața ta și la un moment dat când vei fi pregătit să faci acest pas, promit că o să te opresc. Băi, oameni buni, mie... Aiurea să zic, dar mie mi se pare normal asta cu împăiatul. Sunt bolnav, rău de tot, vă rog să-mi ziceți, că nu. Păi nu, fiecare are o părere personală. Îți dai seama că nu dar pot să-l spun faci eu covor? Acum. Cum să-ți faci, mă, câinele covor? În primul rând, la mine oricum n-ar fi covor, ar fi maxim mileu, că eu ce am mic, Ibița, ar fi pe televizor. Sau poți să pui pe scaunel, știi, din ăla. Doamne, oricum o să fie foarte rău în viața mea. Uneori mă gândesc că mai bine nu aveam câine, atât de mult o iubesc pe Ibița și nu văd viața fără ea. Dar mai râde, mai glumim, dar covor e sick. Da. Mm-hmm. Nu știu. Continuăm la Virgin Radio. Avem o piesă. Se numește Clara. Vine de la Fred Again. Sună absolut extraordinar. Sunteți acum cu cafeluța în mână? Sunteți în mașină? Vă rog, dați volumul mai tare. La a doua cafeluță sau la a treia cafeluță? Doar dați volumul mai tare. Și bucurați-vă de piesa asta, care s-a auzit pentru prima oară la Virgin Radio Breakfast.